Folosiți propria tehnică pentru a vă aduce într-o stare relaxată de conștiință. Indicați-vă intenția de a aduce pace și vindecare situațiilor din Israel. Invocați flacăra violet din sursa sa primară pentru a plasa un cerc de protecție în jurul vostru în timpul și după meditație. Cereți să transmute orice care nu servește lumina. Vizualizați un stâlp de lumină roz care emană din soarele central galactic și apoi coboară în jos prin corpul vostru și adânc în centrul pământului. Vizualizați această lumină care curge prin inima voastră și apoi prin mâinile voastre
direct către toți cei implicați în conflictele israeliene și palestiniene, armonizând pe toată lumea și aducând pacea. Lăsați apoi lumina roz să curgă în jur în continuare, vindecând toate celelalte conflicte din întreaga lume. Cereți prezenței zeiței, femininul divin, să direcționeze energiile de pace și armonie către toate situațiile nerezolvate privind conflictele israeliene și palestiniene și către toți cei implicați în acestea. Thank you.
Lăsați aceste energii să curgă mai departe și să vindece toate celelalte conflicte din întreaga lume. Permiteți acestor energii să curgă în continuare prin inima voastră și apoi prin mâinile voastre în aceste situații pentru câteva minute. Zeița vrea pace și pace va fi.